declarația politică. Titlul declarației politice: Ucraina, un teritoriu revendicat de multe state, acum este momentul României mari, visul tuturor românilor. Stimați colegi senatori, în urma depunerii inițiativei legislative cu privire la denunțarea tratatului încheiat cu Ucraina în 1997 și a solicitării începerii demersurilor pentru anexarea pe cale diplomatică a teritoriilor noastre deținute ilegal de aceasta, prin preluarea de la URSS, un demers care se circumscrie atribuțiilor unui parlamentar și pentru care există imunitate parlamentară conform art. 72 Constituție, care nu poate fi ridicată niciodată pentru vot, inițiative legislative, opinii și declarații politice, Ucraina, un stat fără granițe stabilite cu vecinii și neînregistrate la ONU, s-a gândit să bage frica în oricine altcineva ar îndrăzni să mai facă acest gest și a o anunțat oficial că va impune sancțiuni împotriva senatorului Diana Iovanovici Șoșoacă, declarând-o persona non grata în Ucraina și o amenințare la adresa securității și siguranței naționale a Ucrainei, fapt fără precedent și inacceptabil din orice punct de vedere ai privi lucrurile. La câteva ore, pe site-ul celor condamnați la moarte ai Ucrainei, a apărut și numele senatorului Diana Iovanovici Șoșoacă, cu toate datele de identificare, astfel ca racheții care trebuie să-și pună în aplicare planul de ucidere al subsemnatei să aibă acces direct la numărul de telefon și adresa mea de domiciliu. Mirod Voreț, lista deschisă a morților. A menționat ultima dată o jurnalistă rusă celebră, Daria Dugin, dispărută într-un atac cu bombă. Multe persoane aflate pe această listă au dispărut ca prin minune în atentate după ce au fost inserate pe această listă. Oficial, pentru Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, Peacemaker, cum mai este denumită, este o bază de date ucraineană, independentă, cu numele persoanelor pe care moderatorii anonimi le consideră a fi o amenințare pentru securitatea națională a Ucrainei. De fapt, site-ul este strâns legat de Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei. În anul 2016, oficialii Uniunii Europene și grupurile de jurnaliști au condamnat acest site pentru că a divulgat date despre 4.000 de reprezentanți ai presei. În urma unor investigații Newsweek s-au descoperit legături strânse ale Mirod Voreț cu guvernul ucrainean. Mirod Voreț a fost fondată de politicianul și activistul ucrainean Gheorghi Tuca împreună cu politicianul Anton Gerashchenko, aceștia fiind citați ca fondatori ai proiectului de jurnalul The Times of London. Deși Ucraina afirmă că Mirod Voreț nu are statut oficial, Al Jazeera, citând Gruparea pentru Drepturile Omului Uspis Navarta, a raportat că a fost folosită ca probă în peste 100 de dosare judecătorești împotriva celor suspectați de implicare în grupuri paramilitare proruse. Deci are statut oficial, altfel nu poate fi probă în dosare judecătorești și nu ar fi putut fi acceptate și folosite la deciziile de condamnare. Acest site a rămas deschis în ciuda solicitării Organizației Națiunilor Unite, ambasadorilor G7, Uniunii Europene și grupurilor pentru drepturile omului de a-l închide. Curios cum tocmai ONU și G7 nu au putere să închidă un asemenea site independent, în ghilimele, asta dacă nu cumva puterea ucraineană e mai influentă decât acestea. Deci site-uri rusești se pot închide, site-uri românești de asemenea, dar un site cu lista condamnaților la moarte în Ucraina nu se poate închide. Oare nu sunt toți implicați? Întreb și eu. În acest timp, autoritățile de la București tac mâlc, așa cum au tăcut mereu și când românii noștri din teritoriile ocupate abuziv de Ucraina au fost măcelăriți și abuzați, când preoți români de acolo au fost omorâți sau abuzați fizic, când s-au închis bisericile și românilor de acolo li s-a interzis limba română, slujbele ortodoxe și folosirea limbii române în biserică, când li s-au demolat școlile și li s-a interzis limba română în școli, când Băstroia a fost deragat, distrugând Delta Dunării, ca să aflăm că statul român și-a dat acordul pentru acest masacru al patrimoniului nostru natural, fiind semnate acte în acest sens. Din momentul amenințării cu moartea venite din partea statului ucrainean la adresa mea, am fost sunată zilnic de nenumărați cetățeni ucraineni și amenințată direct telefonic. Sunt urmărită zilnic de mașini cu numere ucrainene, atât eu cât și familia mea fiind în pericol. Pentru ce?
pentru o inițiativă parlamentară care nici măcar nu a intrat pe procedura parlamentară, pentru exercitarea obligației de parlamentar, acela de a propune legi. În fapt, Ucraina s-a implicat în problemele interne ale statului român, încercând să intervină în procesul legislativ al României. În acest context, consider că președinția României, Guvernul României, SPP, SRI și SIE, precum toate instituțiile cu atribuții în acest sens, sunt direct responsabile de viața mea și a familiei mele, iar dacă viața noastră va fi pusă în pericol sau vreun membru al familiei mele sau eu însămi ne vom pierde viața, aceștia sunt complici la asasinarea noastră, mai ales că dispariția subsemnatei ar scăpa sistemul corupt de cea mai mare problemă din politica românească, de singurul om care l-a ținut piept și a refuzat cu obstinație să se supună și să facă compromisuri. De aceea, vă acuz de complicitate la amenințarea cu moartea de către statul ucrainean la adresa mea și a familiei mele. De la președintele României, prim-ministru, întregul guvern, Senat, Camera Deputaților, SPP, SRI, SIE și toate celelalte organisme, vă acuz de complicitate la amenințarea cu moartea de către statul ucrainean la adresa mea și a familiei mele. În același context, la data de 26 martie 2023, site-ul foreignpolicy.com anunță o intenție de a readuce în vizor o construcție politică de acum 700 de ani, Uniunea Polono-Lituaniană. Site-ul aduce în discuție o posibilă unire între Polonia și Ucraina, având în vedere interesele comune. Polonia ca și Ungaria au susținut în dese rânduri de la începutul războiului dintre Federația Rusă și Ucraina că Ucraina deține ilegal teritorii de la acestea și că ar dori să și le anexeze. Nu am văzut atunci că vreun oficial al Ucrainei să-l amenințe cu moartea sau în alt fel pe vreun politician polon sau ungar. Chiar aș vrea să văd cum este amenințat Victor Orban și ce reacție ar avea acesta și statul ungar. Polonia fiind stat membru UE și NATO, iar Ucraina dorind să se alăture celor două organizații, ceea ce înseamnă decenii de luptă pentru aderare și de obținere de garanții de securitate credibile din partea Statelor Unite ale Americii, o unire între cele două ar duce la integrarea directă a Ucrainei în Uniunea Europeană și NATO, evident cu toate abuzurile și racheții care ne vin la pachet, cu trupele naziste, cu amenințările cu moartea, cu cereale modificate genetic, etc. Imaginați-vă în schimb că la sfârșitul războiului, Polonia și Ucraina formează un stat federal sau confederal comun, unind politicile lor externe și de apărare și aducând Ucraina în UE și NATO aproape instantaneu. Uniunea Polono-Ucraineană ar deveni a doua cea mai mare țară din Uniunea Europeană și probabil cea mai mare putere militară a sa, oferind mai mult decât o contrapondere adecvată tandemului franco-german, ceva de care Uniunea Europeană duce lipsă foarte mult după Brexit. Pentru Statele Unite și Europa de Vest, Uniunea ar fi o modalitate permanentă de a asigura flancul estic al Europei de agresiunea rusă. În loc de o țară divagată, oarecum haotică, de 43 de milioane de cetățeni care să zăbovească în pământul nimănui, Europa de Vest ar fi protejată de Rusia, de o țară formidabilă, cu o înțelegere foarte clară a amenințării ruse. Citez: fără o Ucraina independentă nu poate exista o Polonie independentă, a susținut celebrul lider polonez interbelic Iosef Pilsudski, susținând o federație est-europeană condusă de polonezi, care să includă Lituania, Belarus și Ucraina, practic o recreare a comunității medievale. Aceasta nu este o fantezie. La începutul războiului, Polonia a adoptat o legislație care le permite refugiaților ucraineni să obțină numere de identitate poloneze, oferindu-le astfel acces la o serie de beneficii sociale și de asistență medicală rezervate în mod normal cetățenilor polonezi. Guvernul ucrainean a promis că va face reciprocitate, deci la ei se aplică principiul reciprocității, extinzând polonezilor din Ucraina un statut juridic special care nu este disponibil pentru alți străini. Cu peste 3 milioane de ucraineni care trăiesc în Polonia, inclusiv o populație considerabilă dinainte de război, legăturile culturale, sociale și personale dintre cele două națiuni devin din ce în ce mai puternice.
În condițiile în care și noi am acordat aceleași facilități, de ce guvernul României nu a cerut și nu a obținut reciprocitate, având în vedere că avem peste 1 milion de cetățeni români în Ucraina, în teritoriile ocupate abuziv de aceasta, de ce Polonia poate și noi nu? Există de asemenea un precedent evident pentru o uniune politică care a schimbat semnificativ echilibrul de putere în Uniunea Europeană și a trecut prin multe dintre obstacolele cu care s-ar confrunta o viitoare Uniune Polono-Ucraineană, reunificarea Germaniei. Exemplul german demonstrează că un astfel de exercițiu este posibil atunci când există suficientă voință politică. La mai puțin de 11 luni de la căderea zidului Berlinului, ex-germanii au devenit cetățeni cu drepturi depline ai Republicii Federale pe 3 octombrie 1990. Este de menționat că Bruxelles, Berlinul și Parisul și-au luat deja angajamentul de a lărgi Uniunea Europeană prin acordarea statutului de candidat Ucrainei cu tot ceea ce ar presupune aceasta. Împotrivirea la o astfel de Uniune ar însemna opunerea unuia dintre atributele de bază ale autodeterminării naționale a Ucrainei, pe care liderii europeni au promis în repetate rânduri că îl vor proteja. Și să nu uităm că după distrugerea Iugoslaviei de către americani, vezi, doamne, NATO, pentru care nu vor fi iertați niciodată, americanii au nevoie de o poveste de succes în Ucraina, iar unirea Poloniei cu Ucraina ar deschide premizele unuia din multe puncte de vedere. Vă mulțumesc, senator, Partidul SS România, Diana Iovanovici-Șoșoacă.